Astăzi voi fura un Cybertruck de la Tesla, dar nu într-un mod oarecare. Și vom face în așa fel încât acel Cybertruck să ne rămână nouă permanent, fără să dăm bani. Și probabil că vă întrebați cum vom face asta. Așa că nu uita și tu să spargi butonul și acela de like și bineînțeles să te abonezi pentru că am planuri mărețe astăzi. Mi-a venit o idee atât de bună, băieți, astăzi, cred că e de la vreme, frate. Deci când este soare în Los Santos, îmi vin și ideile bune și trebuie să profităm de această energie pozitivă. Dar mi-a venit o idee pe cinste. M-am gândit la o chestie. De ce să facem noi totul ilegal când îl putem face măcar semi-ilegal? Da, probabil că vă gândiți la ce m-am gândit eu, dar ideea este că putem face în așa fel încât să fărăm o mașină, într-un fel sau altul să o fărăm de fapt, și să rămânem cu ea. Cum așa? Ei bine, știți că fiecare mașină are câte un sistem din ăsta de siguranță, da? Antifurt. Dar ce s-ar întâmpla dacă noi am fără o mașină, nu una oarecare, ci una pe care ne-o dorim, și am încercat să scoatem acel sistem de siguranță sau acel sistem antifurt? După aia, cum o mai găsesc, băieții, dacă nu mai au sistem de GPS, adică să o trecuiască? Ei bine, astăzi vom încerca să facem acest lucru și m-am gândit la o chestie și mai genială, nemaipomenită. Cum ar fi ca noi să ascundem într-un fel mașina asta, adică totuși nu profităm și noi de bunkerul nostru secret și pe lângă asta avem și pe domnul Lee. Și probabil că vă întrebați acum cu ce are legătură acum domnul Lee, adică ce are domnul Lee de a face cu treaba asta? Ei bine, știți că el face un tuning pe cinste, deci voilà. Ei bine, cum ar fi să îl rugăm pe domnul Lee, după ce scăpăm de acel tracker de pe mașină, să ne tuneze mașina în așa fel și să schimbăm și numele de înmatriculare, adică tot, să schimbăm tot la ea, în așa fel încât să nu-și mai dea nimeni seama ce mașină e sau ce mașină a fost sau de unde este mașina, adică nici măcar Elon Musk nu-și dea seama de unde este mașina asta și nici măcar să nu-și dea seama că este mașina care îi lipsește lui. Dar vom face în așa fel încât să ne iasă acest lucru și nu vreau să stăm foarte mult aici să pălăvrăgim, ci vreau să trecem la lucruri mărețe, așa că o să ne luăm o mașină, probabil o să luăm mașina asta, pentru că e așa mai undercover, adică nu prea să văd nici geamurile de la ea, vedeți că sunt mai închise la culoare, și desigur că o să ne îndreptăm către Tesla, pentru că, na, de unde să fărăm un Tesla Cybertruck dacă nu de la Tesla? Ei bine, dacă găseam unul pe stradă, ne făcea munca și mai ușoară, dar, na, de unde, frate, de unde să găsim ne pe cineva acum în Los Santos care are un Tesla Cybertruck? Nu găsim așa ceva cel mai probabil, pentru că nu prea se vând și ați auzit cât costă unul, costă foarte mult. De asta am zis, nu facem noi rost de unul, adică nu furăm noi unul și îl facem în felul nostru, adică în felul lui Antidot. Și bineînțeles să rămânem cu el, pentru că, vă zic sincer, chiar îmi doresc unul. Mi se pare destul de interesant, avem deja vreo 2-3 SUV-uri, adică avem acest, ce e ăsta, Cadillac, deci avem acest Cadillac, după aia mai avem și G-ul ăla de acasă, G65 ăla animat, na, nu e neapărat, adică nu avem nevoie neapărat de ele, dar, bă, na, ok, deci domnul ăla a intrat în mine și nici măcar nu a oprit. Bă, nici nu i-a apăsat, bro, deci oamenii din Los Santos sunt foarte dubios, bro, adică de la vreme mă așteptam și ei să fie mai normal la cap, dar nu. Și m-am gândit așa, bă, chiar dacă avem noi niște SUV-uri, n-am un SUV electric. Adică cum ar fi să avem în garajul nostru un SUV electric? Și cine știe, poate mai aducem și o mașină electrică, ca ideea așa, dacă merg lucrurile bine. Da, dacă nu merg lucrurile atât de bine, precum mi-am imaginat eu, ei bine, o să cumpărăm una, adică cât durează acum? What? Ce e asta, bă? Nu pot să cred. What? S-a deschis încă un Burger King aici? Bă, mă lași, mă. Ia uite, frate, câte restaurante. Voi vă dați seama că peste tot este plin de restaurante acum, mamă. Deja mi s-a făcut poftă, băieți, vă zic sincer, mi s-a făcut poftă de un burger acum, dar noi trebuie să facem altceva acum, nu tragem de timp, adică nu mă duc să mănânc nimica, pentru că știți cum e, pe stomacul gol faci mai multă muncă, ești mai productiv, băieți, mi-a venit acum cuvântul, Doamne, v-am spus eu, da, e de la foame și treaba asta cu gândirea, ce să mai, dar măcar ne-am făcut planul pentru următoarea mașină, adică planul pentru acel Tesla Cybertruck și na, e plin de restaurante, băieți, peste tot este plin de restaurante, dar nu mâncați mâncare nesănătoasă, băieți, uite și aici este Mac, deci la fiecare colț este câte un restaurant. Ideea este că noi nu o să parcăm mașina, deci nu o să o parcăm acolo la Tesla, ci o să trebuiască să o parcăm undeva pe lângă, ca să nu-și dea seama nimeni a cui este și cred că ăsta este un loc potrivit, nu? Deci am putea să lăsăm și noi mașina pe aici.
aici, nu? Am putea să lăsăm și noi mașina asta pe aici, a noastră, și o să o luăm puțin așa, mai pe jos, adică să ne comportăm mai normal. Totuși, aici este secția și uitați-vă, e plin pe acolo, pe la secție, n-ar fi indicat să ne lăsăm mașina acolo. Adică, oricum, arată un pic cam dubios. Adică, mașina asta chiar arată foarte dubios, deci... O să mergem, doamne, oh, că nu v-am făcut nimic. Ia uite, bă, bă, de pe am atins-o pe doamna asta și deja a luat-o la fugă. Bă, nu se poate așa ceva, mă, băi. Deci oamenii ăștia din Los Santos câteodată, deci i-a bătut soarele în cap, cred că. Dar o să mergem pe jos, pentru că nu este atât de departe. Și mă gândeam să las eu o mașină acolo în fața secției, dar, na, știți cum e, acolo în fața secției, dacă lăsăm o mașină, dacă o ia pe sus după aia și ce zic, dacă o ridică ăștia, nu prea este bine. Mai bine mergem așa pe jos, lăsăm acolo unde este parcarea, adică acolo chiar ai voie să parchezi și oricum nu este departe, adică uite și aici, și magazinul ăsta de la Nike e peste tot, e ok, deci nu e problemă. M-am gândit la o chestie, băieți. Deci planul este în felul următor. M-am gândit ca eu să nu fur această mașină. Bine, teoretic vorbind, de furat o furăm, dar nu o furăm gen mă urc în ea și plec. Nu. M-am gândit la o chestie. Cum ar fi ca noi să-i cerem domnului acela, Elon Musk, să-i cerem un test drive? Adică, bă, cred că toată lumea înainte să cumpere o mașină îi face un test drive, nu? Adică să uite și el cum e mașina, dacă îi place, bla bla bla. Și m-am gândit, bă, chiar dacă n-am banii, eu aș putea să fac un test drive, nu? Acum e partea a doua că nu aduce mașina înapoi, băieți, nu? Adică e partea a doua că nu aduce mașina înapoi și mă gândeam să facem un test drive și să nu mai venim cu mașina înapoi. Problema este alta, cred că o să trebuiască să ne schimbăm de haine pentru că după aia o să ne recunoască. Adică știe și el că a mai fost odată aici, na, a mai fost și noi zilele trecute, mai bine nu. Deci cred că o să ne schimbăm prima dată hainele, după care m-am gândit eu să mergem acolo, să ne dăm drept un bogătan din ăsta care are banul gros și desigur să mă încercăm să luăm mașina la test drive. Și acum, na, ne ducem ca la bunker, scăpăm noi de treaba asta și înțelegeți voi. Cred că o să trebuiască să ne luăm și noi alt plover sau ceva, nu știu, să ne punem o cămașă, na, nu prea umblu la cămașă așa, dar nu cred că contează. Uite așa, la costum ceva de genul, o să ne schimbăm și pantalonii pentru că nu arată, ok, că arată cam de stradă și nici Adidas și nu prea se potrivesc, deci o să ne luăm, cred că arată ok, dar Adidas și cu costumul ăsta, am putea să ne luăm și Adidas și ăia, să ne luăm ceva mai casual așa, am pătea, uite ceva de genul, eu cred că arătăm în mare fel, nu. Deci acesta o să fie outfitul nostru cu care mergem să luăm o mașină în test drive, adică față de cum arătam noi înainte, cu albastru și cu negru, da, și oricum ne recunoște așa, măcar suntem mai casual, suntem și noi așa mai business, înțelegeți? Acum chiar că ne-ar da și el cheia un pic să facem un test drive, înainte nu prea, pentru că nu păream atât de bogați, dar știți cum e, aparențele înșeală. Deci, o să mergem la domnul Elon Musk să vedem dacă este aici, dar din câte văd, este cam plin, bă. Și aici, mă, frate, bă, v-am zis, deci o concurență formidabilă, domnul Elon Musk, pentru că, na, cu tot cu Tesla, uitați, are clienți deja pe aici, ia, cine-i pe aici? Oh, what? Ia uitați-vă ce am găsit aici, nu pot să cred, bă, what? Aici este un Cybertruck? O fi ăla dinăuntru? Sau e cineva care vrea să-l cumpere? Băieți, cred că trebuie să ne folosim șansa. Deci mașina asta pe care am văzut-o și noi a trecut aici? Bă, dar sunt o mulțime de mașini noi aici. Adică au și Tesla Roadster-urile astea pe aici pe afară, astea două. Și uitați-vă aici, bă, sunt niște oameni pe aici. Cred că ăștia vor să cumpere mașină, dar în fine, nu prea ne interesează. Mamă! Bă, câți oameni sunt înăuntru! Da, v-am zis eu, cred că este o idee mai bună să luăm mașina în test drive ca să pară totul normal decât să venim aici și să o furăm, pentru că e plin de marturi, după e plin de oameni, da, în fine. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, eu sunt Dorel. Dorel? Bă, de ce am zis că-s Dorel? Ok. Oh, bună ziua, eu sunt Elon Musk, cu ce vă dați, da? Da, da, știu, adică nu știu, mă refer că, da, știu că am văzut eu în ziar că vă cheamă Elon Musk, sunteți de la Tesla, da, vreau să vă pun o întrebare, credeți că mă recunoaște ăsta, bă? Căci și-a pus mâinile în piept, nu știu ce să zic, nu vă supărați, aș putea să fac un test drive
Live cu noul Cybertruck. Nu știu ce să zic despre asta. Doriți să faceți un test drive cu Cybertruck-ul de aici? Da, aș vrea să fac un test drive cu el, se poate? Adică eu sunt un om de afaceri, am foarte mulți bani, adică știu și care este prețul, adică nu e chiar atât de scump, nu? Adică am înțeles că este undeva la jumătate de miliard de dolari sau cât costa mașina asta? Noul Cybertruck costă 1 miliard de dolari, dar este tot pe opțiuni fuel. A, 1 miliard de dolari, a, dar nu contează, e puțin acolo, adică la banii mei, adică v-am spus, eu sunt un om de afaceri foarte cunoscut aici în Los Santos, nu e nicio problemă. Poți fac un test drive cu mașina? Deci aveți mult bani, aveți mult bani, am înțeles. Da, domnule Elon Musk, stau bine pe bănet acolo, deci avem banul gros, conturile pline, deci se poate să fac un test drive. Vreau doar să văd cum se comportă o mașină din asta așa electrică, nu am avut ocazia până acum și, da, înțelegeți dumneavoastră, e prima impresie care contează. Oh, sunteți un domn serios. Ok, o să mă pregătesc mașina și ne vedem afară. Oh, deci funcționează, adică, da, ne găsim afară, da, pregătiți dumneavoastră mașina și ne găsim acolo afară, da, vă las pe dumneavoastră să faceți treburile pe aici. Ok, bă, deci funcționează, what? Chiar funcționează să luăm mașina? What? Mamă, da, am avut un pic emoții pe aici pentru că, nu știu ce să zic, deci a zis că o să pregătească el mașina și noi suntem pe aici, pe afară, da, bă, ce păcat că nu este domnul Lee în oraș, pentru că m-aș fi dus la el cât mai repede. El are cel mai bun mecanic aici din Los Santos, m-aș fi dus la el și el ar fi făcut toată treaba asta cu trackerul, adică să scoată GPS-ul de pe mașină. Doamne, dar păcat că nu e, dar nu știu, domnul Lee cred că vine ori peste 2-3 zile, nu știu, a trecut deja ceva, sper să se întoarcă cât mai repede. O, domnule Elon, v-ați mișcat destul de repede, deci cum stă treaba? Deci pot să iau mașina, să mă plimb, presupun puțin cu ea și, na, pot să o păstrez pentru astăzi, nu? Adică pot să fac un test drive, adică să o păstrez pentru o zi, 24 de ore și după aia o aduc înapoi, nu? Deci cam asta e ideea. Oricum, are asigurare din aia. Adică în cazul în care e furat sau dispare din oraș, aveți sisteme din astea, informați poliția, nu? Mașina nu poate fi furată pentru că are sistem special și asigurare în Los Santos. Da, exact, adică are sisteme din astea, are asigurare, da, înțelegeți dumneavoastră, păi da, știți dumneavoastră mai bine pe aici, deci presupun că pot să iau mașina și ne auzim mâine, nu? Pe mâine, cam așa, nu? Da, domnule Dorel, puteți să luați mașina și mâine, înainte să ajung, deci puteți să mă sunați. Da, exact. Păi o să vă dau un telefon să vă întreb dacă sunteți aici mâine și, presupun că pot să vin să las mașina, poate altcineva pe aici, un coleg sau vreun angajat și, na, se ocupă el. Eu doar o să aduc mașina la locație înapoi și ne auzim mâine, nu? Da, aveți grijă și să nu zgâriați și, mașina asigurare. Bă, dar limba română nu prea are asigurare, băi, domnule Elon Musk. Pardon, da, o să aduc mașina. Nu o să-l vezi, nu. Păi eu am carnetul de 20 de ani, adică n-am niciun accident la activ, nu, niciodată, nu. Cum să zgâri eu asemenea bijuterie? Și vă dați, are și sistemele ei acolo personale, nu. E ok, o să vă dau un telefon înainte sau sun aici la firmă și, cam asta este ideea. Vă mulțumesc, domnule Elon Musk, aici. Oh, dacă am măricică mașina, domnule Elon, să vedeți ce grijă am de ea. Păi da, facem aici grijă. Hai, o zi bună, domnule Elon, vă puteți vedea de treabă. Bun, deci băiți, treaba a funcționat, adică nu cred că pare destul de dubios și am făcut noi acum, nu? Adică nu cred că e atât de dubios, dar uitați-vă aici, ia să tragem noi puțin pe dreapta, că nu e ca și cum ne urmărește poliția sau ceva, adică ăla crede că peste 24 de ore vine înapoi cu mașina, dar uitați-vă aici, bă, uitați-vă ce tabletă imensă are și ce interior, oh my god, bro, uite ce tare arată mașina. Și uitați-vă de afară, bă, deci e imensă. What? Nu se poate așa ceva. Bă, mie nu prea îmi place atât de mult cum arată la exterior, adică mi se pare destul de basic, dar cred că dacă o dăm o tură la domnul Lee, să vedeți acolo schimbare de look, da, niște jante noi din astea mai interesante și culoare, adică griul ăsta nu prea îmi place, zici că e bara de autobuz? Da, nu știu, probabil o să mergem la domnul Lee după aia, dar hai să mergem repede la bunker, trebuie să ne îndreptăm către bunkerul nostru, hai să punem aici
pe GPS, pentru că nu se mai poate, trebuie să scăpăm de trackerul ăsta cât mai repede ca să nu-și dea seama pe unde mergem și cred că era undeva pe aici, deci am pus deja aici pe GPS și hai să încercăm să scoatem trackerul, dar să nu lovim pe aici, să nu zgâriem, mamă, uite pe ăștia cum merg, hai că nu aștept după ei, oricum mașina asta e ca un tank, bro, deci mașina asta e efectiv ca și un tank, mamă, cum se conduce, doamne, doamne, cred că putem să o luăm și pe aici, normal știam că putem să o luăm pe partea asta, dar mi-arată pe altundeva GPS-ul. Acum nu știu ce cu mașinile astea, deci habar n-am. Cu mașinile astea americane un pic am dubios, dar mi-arată în partea ciudată a orașului. What? Dar nu trebuia să o luăm pe aici. Uite că mi-arată acum prin față. Ok, bro, nu știu ce este cu ăsta. Ah! Ok, asta nu trebuia să se întâmple. Ăla trage cu pistolul. Bă, ăsta trage cu pistolul. What? Nu pot să cred. Ăla trage după noi. Bă. Doamne, ne urmărește cineva. Nu pot să cred că intrăm în belele cu mașini. Na, uite și pe ăsta. Bă, nu se poate așa ceva. Da, nu cred că este ok ceea ce s-a întâmplat, pentru că acum cam sărim în ochi. Bine că nu s-a alertat poliția și că nu vine nimeni după noi, dar nu știu ce se întâmplă aici în trafic. Deci v-am spus, în Los Santos, chiar dacă este un oraș din ăsta mai periculos, așa, doamne, măcar noi suntem într-o zonă bună, pentru că ați văzut acolo, dacă intri în mașina cuiva, începe și de cu pistolul în tine, doamne, dar nu sunt foarte departe de bunkerul nostru, o să scoatem acel tracker de pe mașină, după aia o să fie totul în ordine, bine, nu 100% și nu garantat, uite și pe ăsta cum conduce aici, pentru că trebuie să mergem încă la domnul Lee și să ne facă o schimbare din asta de look la mașină, pentru că mi se pare o idee mult mai bună decât să umblăm cu ea așa, pentru că o să fie o mașină căutată, adică, na, o să treacă 24 de ore, 2 zile, o săptămână și până la urmă, doamne, nu se poate așa ceva și după câteva zile vă dați seama că o să alerteze poliția sau probabil o să o alerteze mai repede și nu o să fie indicat. Cred că trebuia să o luăm la dreapta, dacă nu mă înșel, nu sunt sigur. Ori trebuia să o luăm la dreapta, da, v-am spus, GPS-ul de pe mașina asta nu este atât de bunicel, deci o să o luăm pe partea asta și cred că trebuie să venim aici, mă. Da, trebuie să venim aici. Ia uite, mă, na, GPS-ul de pe mașina asta, deci are niște sisteme din astea atât de ciudate, dar o să o rezolvăm, băieți, o să-l pun pe domnul Lee, pentru că el are mai bine, adică are niște mecanici de nota 10, dar noi pur și simplu o să scoatem acel sistem de GPS, adică trackerul acela de pe mașină. Bă, n-a mai fost de ceva vreme la bunker, nu mai știu exact pe unde se intră, pe aici pe undeva, bă, deci nu știu, mi-am găsit cel mai dubios bunker care există, pentru că este situat aici, bine, nu se așteaptă nimeni, bro, și cine se gândește că exact într-o zonă din asta foarte ciudată, unde lumea vine la muncă și na, în port, să avem noi mare bunker unde ascundem mașini și așa mai departe. Ia, ce s-a întâmplat aici? Bă, eu știu că astea sunt remorci din alea pline de benzină, de combustibil. Dacă explodează una din aia, nu prea este bine. Adică, cred că o să vină tot departamentul de pompieri pe aici. Dar va trebui să intrăm pe partea cealaltă, băieți, pentru că trebuie să intrăm în bunker acolo jos, ca să putem modifica această mașină și să ne băgăm sub ea. Adică, na, știți că mașina asta, astea electrice au baterii din alea mai măricele, așa, și trebuie să ne băgăm sub mașină și să încercăm să căutăm acel sistem de GPS, na, de trecuit. Bun, cred că nu este nimeni pe aici, pentru că ar fi imposibil. Ok, și hai să înceapă treaba, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci vreau să scăpăm de acel sistem cât mai repede și va trebui, bineînțeles, să ne băgăm sub mașina. Bă, avem de muncă, să fiu sincer, e un pic cam dificil, pentru că nu prea am mai făcut asta până acum, mi se pare un pic cam greu. Da, bă, cam greu, mă, deci aș fi avut nevoie de ajutorul lui domnul Lee sau vreun mecanic, dar n-avem ce face, trebuie să ne descurcăm. Și na, nu e atât de dificil, dar o să trebuiască neapărat să o ducem după aia la Ali, măcar să o lăsăm pe acolo, să o ascundem. Bine, o putem lăsa și aici, dar trebuie să facem o schimbare de look, dar un pic cam greu așa. Bun, am introdus toate datele pe tabletă și din câte vedem acum, trackerul nu mai este. Deci l-am dat jos cu succes, deci acum nu mai avem acel sistem ca să găsească mașina. Deci nu are idee Elon Musk acum și nu poate să-l găsească nici dacă sună la poliție. Problema este că mașina nu poate ieși pe stradă acum,
ani. Deci mașina asta nu prea avem cum să o scoatem pe stradă decât dacă o putem duce la Lee ca să-i facă o schimbare de look. Dar așa, în stadiul în care este ea acum, na, o să recunoască toată lumea, pentru că arată ca și o mașină de bea luată și oricum o să fie căutată peste tot și în ziar în următoarele ore sau zile, pentru că, na, de mâine încolo, pentru că i-am spus la Elon Musk că o să duc mașina până mâine, deci următoarele 24 de ore sunt safe, dar având în vedere că domnul Lee încă nu a venit din Japonia, da, vă dați seama, o să fie alertată poliția exact mâine și probabil că domnul Lee vine poi mâine sau râs poi mâine și un pic cam dificil, dar măcar am scăpat de acest tracker, putem lăsa mașina asta în siguranță aici până mă sună domnul Lee că a revenit în oraș, după aia o să o ducem acolo și după ce o să-i fac el schimbarea de look o să putem umbla cu ea pe stradă, dar oricum, cred că o să o facem, nu știu, o să o modificăm să fie șmecheră, nu știu, o lăsăm un pic mai jos pentru că e prea urcat așa, nu știu, arată ca și un tank, o să-i schimbăm și noi jantele alea pentru că arată urât rău de tot, adică din câte vedeți aici, bă frate, zici că e plastic, ia uite, deci astea sunt niște plasticuri, vreau și niște jante ca lumea, frate, jante de mașină adevărată și probabil că o să-i schimbăm și culoarea, pentru că nu-mi place cum arată așa, arată destul de dubios, dar am reușit cu succes să fărăm această mașină, deci cam ăsta a fost planul. Acum trebuie să așteptăm după domnul Lee, care încă este în acea vacanță a lui. Dar nu uitați și voi, ca de fiecare dată, să spargeți butonul acela de like, bineînțeles să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre noul Cybertruck pe care tocmai l-am furat. Vă bucurați sau nu?